E important să fii sănătos și astea și în România să nu ajungi pe la spital, că după aceea o să schimb toată părerea. George, am spus, nu vreau să vorbesc de ceva negativ în videoclipul ăsta. Sau infrastructura asta, să dai de vreo groapă. Nici o țară este perfect. Olanda e perfect. Da, da, sare pe rană, da. Sar de South Bay, South Bay. Salutare, prieteni! Bună vă și... La mulți ani! Nu, cum să zic? Ce? Pentru că este o petrecere astăzi, suntem... Da, suntem... Un an! Un an în România, în România. De un an în România suntem acum, suntem foarte fericiți, dar foarte ia uite aici niște efecte foarte frumoase. Da, tu îți pui ceva. Hai, un moment pentru editeza lui George. Da. Nu, Okay, deci, întrebarea este, ne-am făcut o decizie bună să ne mutăm în România în anul trecut? 3, 2, 1. Da! Da. Mi-e dor de Olanda, domnilor și domnilor. Vreau înapoi în Olanda la nivel de trai ridicat, da! Nu e așa, nu e așa. Na, chestia este, noi vrem să despărțim de ce a fost o decizie bună pentru noi că oameni. Deci noi nu facem în videoclipul ăsta o comparație foarte, foarte mult cu Olanda, dar numai chestie că noi simțim aici mai bine cu niște chestie personală. Nu... Na. Deci videoclipul ăsta sigur și sincer și pe scurt este un videoclip subiectiv în care noi o să vorbim despre experiențele noastre și da. Pentru că toată lumea, poate unii dintre voi o să spuneți, eu am plecat de România că nu mai suportam. Deci fiecare e așa. Le știe pe ale lui, știi? Dar da. Cum a schimbat viața noastră? Deci pentru noi foarte mult a schimbat. Cred că schimbare cel mai mare, că noi acum suntem oameni mai calmi, suntem mai relaxat. Da, cu siguranță, da. Suntem... Am avut probleme cu anger management și... De când am venit în România nu mai sunt nervos deloc. Nu, dar aici are un simțire, este mai calm. Mai ales aici în Alba Iulia este mai calm decât în Sibiu, dar în general eu am experimentat că lumea... Nu, este mai calm. Nu e așa rushy ca în Olanda, știi? Adică se ducă la muncă, se facă lucrurile rapid așa, și asta e mult mai calm lumea. Și nu fiecare problem este o problem. Da. O problem este numai o problem dacă tu nu poți să găsești o soluție și dacă tu nu poți să găsești o soluție, nu este în mâinile tale. Și în plus de asta, cred că se datorează și faptului că locuim în Transilvania ca și regiune și ardelenii sunt un pic mai domol, mai, știi? Nu se stresează foarte mult. Cei din sud, cel puțin eu, că sunt din București, îmi place să fac lucrurile mai repede, deci sunt un pic mai stresat, mai alert, mai rapid când fac lucrurile și dar nu neapărat altceva. E mai bine, dar e și chestie de că te simți un pic mai stresat. Dar și îmi place București, mai ales sector 4, bă! Și arată sector 4! Așa. Și chestia este pentru noi mult a schimbat și nivelul de trai pentru noi a schimbat în sensul pozitiv. Deci, asta... Nivel de trai ridicat în Olanda, doamne, ce-am făcut? Am dat așa ceva pe România? Nu, ne simțim bine aici și tu simți bine aici. Na. Dacă tu spui. Dar chestia este ce vreau să zic cu asta și este chestia dacă noi vrem să facem ceva în timpul liber, nu fiecare chestie costă multe bani. Da. Dacă noi spunem, hai, vrem să vizităm o cascadă sau ceva în natură sau altă chestie foarte frumoasă, este foarte posibil și nu costă. Există un fel de zical în Olanda. Alles wat ik leuk vind, kost held in Nederland. Adică toate lucrurile pe care le găsesc eu frumoase sau care vreau să le fac frumoase, chiar și în natură, costă bani în Olanda și este cam adevărul, cam peste tot pe unde te duci, numai dacă te duci la plimbare cu bicicleta pe, eu știu, pe piste de bicicletă și prin anumite locații, dar în rest, dacă vrei să faci de ceva, mereu costă bani pentru că în Olanda plouă des și când ești liber și astea de obicei plouă și trebuie să duci undeva închis și costă bani, nu? Asta dar este o altă chestie. Joci biliard, bowling și astea. Viața noastră a schimbat mult pentru că vremea e foarte diferită aici. Deci, în viața anterioară. În viața anterioară, da. Am avut o viață după. Ne-am stat
toată ziua în casă, mai ales în toamnă, mai ales în iarnă și în primăvară, pentru că, cum George a spus, în Olanda plouă mai des. Din păcate. Îmi place foarte mult aici pentru că vremea e foarte plăcută, mai ales în Transilvania. Mi place foarte mult. Este un balansă perfect pentru mine și pentru tine. Îmi place regiunea Transilvania, este interesantă și asta plin de natură și de oportunități. Da. Și o altă chestie este mâncare. Deci este diferit pentru noi acum, pentru că aici în România este mult mai ieftin să cumpăr ceva biologic, natural, direct de la fermă. De la producător și asta. Da. Ai mai multe opțiuni aici în România când vine vorba de asta. Cea libre. Da. Cea libre afară. Cea libre să intre în casă și asta. Da, asta e despre mâncare. Deci noi mâncăm acum mult mai natural, mult mai sănătos. Nu neapărat, de obicei nu mă duc să cumpăr de la țărani. Ai dreptate, poți să găsești în România lucruri biologice și naturale mai des sau te duci, de exemplu, la țăran sau la, eu știu, la sursă și asta cum se zice. Dar asta depinde foarte mult și de sursă și de mai multe lucruri. Dar există posibilitatea să cumperi mai ieftin aici, asta e singura diferență. Mai ieftin. Mai ieftin. De ce i-am spus sănătos? Este pentru că un singur roșie sau ceva are un gust foarte diferit în Olanda. Asta da, într-adevăr. Deci eu cred că produsele aici sunt mai sănătoase pentru că știm că în țările ca Olanda sau alte țări are multe aditive. Da, așa este. În Olanda de fiecare dată când mâncam, eu știu, și legume și astea nu aveau gust, nu aveau miros. Și... O, și castravete aici. Da, da. Fo, așa de bun. Deci asta ne-mi place foarte mult și bineînțeles, cred că româna mea a dezvoltat. Da, româna ta s-a dezvoltat destul de bine și astea. Un picuț. Am nevoie mai mult, dar încet cu încet am mai mult de curaj să vorbesc cu alți persoane. Și asta e adevărat, curajul, da. Da. Tupeu, așa sunt și eu în limba olandeză, tot așa. Mă dau cu tupeu, chiar dacă, de exemplu, fac o grămadă de greșeli din punct de vedere gramatical, tot încerc să vorbesc pentru că nu-mi pasă și asta e cel mai important, să ai tupeu, indiferent cum, pentru că nu e limba mea și încerc pe cât posibil. E important să încerci. Da, și dacă oameni spune, a, Claire, tu nu vorbești română corect sau ceva, nu pasă, pentru că încerc și... Asta e destul. Asta e cel mai important. Da, da, încerc și îmi place și dacă eu nu învăț română foarte repede, învăț încet. Fiecare persoană face în tempo, așa. Altă chestie este unul din cele mai importante. Mă simt foarte sigur în România. Da, asta este un și punct foarte important. Nu numai în Alba Iulia, nu numai în Sibiu, în toată România, inclus București, m-am simțit sigur. Da, să nu te duci pe la Vaslui. Nu, dar în general. Glumesc. În general. Să vezi acum toți spun, a, de ce ai spus asta, nu? Poate voi credeți de ce Claire spune asta, pentru că am multe exemple, bla bla bla. Chestia este că mulți însâmplă în momentul acesta, în țara mea de origine, deci Olanda. Multe chestii însâmplă. Multe chestii foarte, foarte nasoale. N-am auzit mult aici pe stir în România despre asta, dar Olanda, în opinia mea, nu este o țară foarte sigură în ziua de astăzi. Este o țară deloc sigură. În comparație cu România, Olanda este foarte nesigură. Da, mie mi-ar fi frică să mă duc și la Christmas markets și la unde așa, pentru că ți-e frică de orice fel de atentate, de chestii de astea, știi, foarte periculos. Da, dar mult s-a întâmplat cu persoane care călătorește singur sau singură, cu tren și cineva a fost acolo și a făcut ceva, multe chestii întâmplă acolo. Deci mă simt aici foarte sigur, sunt foarte, foarte fericită că ne-am stabilizat aici în România. Da. Poate nu imediat în oraș în care noi vrem să stăm, pentru că, bineînțeles, ne-am stat în Sibiu un an. Acum suntem așa de fericită în Alba Iulia, dar, în general, suntem așa de fericită în România. Exact. Și mulțumim foarte mult, foarte, foarte mult din inima noastră pentru toate susținerea voastră. Da, da, ne apreciem foarte, foarte mult. E important să fii sănătos și astea și în România să nu ajungi pe la spital, că după aceea o să schimb toată părerea.
George, am spus, nu vreau să vorbesc de ceva negativ în videoclipul ăsta. Sau infrastructura asta, să dai de vreo groapă. Nici o țară este perfect. Olanda e perfect. Da, da, sare pe rană, da. Sare de Salt Bay, Salt Bay. Deci, asta a fost videoclipul nostru. Mulțumim foarte mult că v-ați stat la noi. Mai glumim și noi mai asta cu Caterinca. Da, și da, spuneți-ne părerile voastre prin comentarii și Doamne ajută tuturor, ne vedem data viitoare. Da, vă pupăm. Pa.